Banca Națională a fost fondată la 4 iunie 1991. Este Banca Centrală a Republicii Moldova cu sediul în Chișinău. Pe parcursul anilor, mii de persoane, în special copii și tineri, i-au trecut pragul în scop de educație financiară. Vizita la Banca Națională a Moldovei începe aici, în sala de expoziții, unde poate fi admirată colecția de exponate ce reflectă circulația monetară pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 1991. Cel mai important pas l-a constituit introducerea la 29 noiembrie 1993 a monedei naționale, leul moldovenesc. În perioada de pregătire a introducerii monedei naționale au fost puse în discuție două variante de denumire a monedei naționale, ducat și leu. Precursorul monedei noastre naționale, a leului moldovenesc, a fost talerul leu olandez, care este bătut de către Provinciile Unite în secolul al XVI-lea. Această monedă foarte rapid a devenit populară în întreaga Europa, inclusiv și în principatele române. În țara Moldovei, această monedă a fost numită leu, în special datorită imaginii pe care o conține. Moneda are pe avers imaginea unui cavaler în armură, care susține un scut pe care este imaginea acestui leu. Iar pe revers apare pe toată suprafața leul rampant sau leul heraldic. În perioada de introducere a leului moldovenesc, inițial au existat trei bancnote, de 1, 5 și 10 lei. Bancnota de 5 lei era albastră, cea de 1 leu galbenă, iar cea de 10 roșie, ansamblul tricolorului, evocând astfel culorile drapelului. Autorul designului leului moldovenesc este regretatul artist plastic Gheorghe Vrabie, care este și autorul stemei de stat a Republicii Moldova. Bancnota este de fapt o lucrare de sinteză. O lucrare complexă care cuprinde genul portretului, genul peisajului, arta heraldicii, simbolistica. Deci sunt foarte multe elemente care nu oricine le cunoaște și este într-adevăr foarte complicat să le închegi pe toate într-o lucrare. S-a lucrat în mare secret. Gheorghe Vrabie trebuia să plece în București să lucreze, dar să nu spună nici măcar soției unde este. A lucrat timp de 3 luni de zile, practic zi și noapte, păzit de o santinelă, pentru a nu se scurge informația. Gheorghe Vrabie era foarte mândru de această lucrare, de aceea mi-amintesc cu drag cum tatăl meu spunea că leii noștri sunt buni anume pentru că sunt ai noștri. Un loc aparte în sala de expoziții îl ocupă monedele comemorative și jubiliare, care sunt atracția vizitatorilor băncii centrale. Acestea sunt confecționate din metal prețios, aur sau argint și se emit într-un tiraj restrâns, fiind dedicate unor personalități, evenimente istorice, naturii, științei sau artelor. Monedele sunt prezentate în cutii speciale și sunt însoțite de certificate de autenticitate ce conțin caracteristicile monedei și semnătura guvernatorului BNM. Prima monedă comemorativă a fost emisă în 1996, la 5 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Moneda națională își are locul său în istorie. Aceasta reflectă cultura națională, identitatea spirituală a poporului și este expresia suveranității, independenței, precum și a nivelului de dezvoltare a statului. Securitatea bancnotelor și a monedelor metalice este realizată prin incorporarea în acestea a elementelor de siguranță. Câteva dintre acestea le cunoaștem cu toții. Firul metalic, filigranul ce rede pe bancnotele noastre portretul domnitorului Ștefan cel Mare, hârtia specifică. Să luăm de exemplu bancnota cu valoarea nominală de 200 de lei. În centrul acesteia este amplasată, deci, inscripția Republica Moldova. Mai jos găsim ghioșul, în interiorul căruia este aplicată o dantelă neîntreruptă și este imprimată cifra 200. Iar mai jos găsim inscripția 200 lei. În partea stângă a bancnotei este plasat portretul lui Ștefan cel Mare de culoare gri și este orientat spre centru. Atât portretul cât și inscripția verticală semisferică Ștefan cel Mare și cifra de mai jos 200 pot fi remarcate la palpare. Aceasta este o imprimare în relief. Iar sub portretul lui Ștefan cel Mare este imprimat numărul de ordine al bancnotei format din 6 cifre. Și acum să aruncăm privirea în dreapta bancnotei,
unde sunt imprimate două elemente vertical decorative, între care este amplasat semnătura guvernatorului BNM. Deasupra semnăturii guvernatorului BNM, într-un medalion rotund decorativ, găsim stema Republicii Moldova. Sub facsimil, într-un cerc pe fundal alb, simbolul victoriei, deci este o imagine stilizată a literii V și a soarelui deasupra ei. Iar pe cerc conferință este inscripția pe un picior de plai, pe o gură de rai. Dacă privim bancnota, sub echipamentul special a razilor ultraviolete, putem observa fluorescența în lumina UV. Tot aici, ca element de siguranță, putem observa fire bifluorescente care sunt pe suprafața acestei bancnote. Avem și firul de siguranță cu fluorescență multicoloră, care la lumina zilei îl vedem ca fir metalizat de siguranță și respectiv avem o imprimare invizibilă care o puteți observa pe partea neimprimată albă a bancnotei. Aceste, dar și alte elemente de siguranță pot fi vizualizate detaliat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei la rubrica Moneda. Republica Moldova, fiind o țară mică, nu dispune de o monetărie. De aceea se recurge la serviciile monetăriilor din alte țări pentru a asigura necesarul de monedă națională. În acest mod, de asemenea ca și alte bănci centrale, modernizează periodic bancnotele prin îmbunătățirea elementelor de siguranță. Totodată, se știe că bancnotele aflate în circulație se uzează cu timpul și necesită a fi înlocuite cu altele noi. În acest sens, bunele practici internaționale reflectă experiențe de optimizare a cheltuielilor și nu numai, sugerând în funcție de anumiți factori înlocuirea bancnotelor prin monede metalice. Astfel, în anul 2018, după o analiză minuțioasă, au fost emise monedele metalice de 1, 2, 5 și 10 lei. Banca Națională a Moldovei este deschisă publicului și oricine dintre cetățeni poate veni la ghișeul acesteia dacă are nevoie să schimbe o bancnotă deteriorată pe una corespunzătoare circulației. De asemenea, Banca Centrală publică pe pagina sa web diverse informații referitoare la activitatea sa și a băncilor licențiate din Republica Moldova. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Pentru realizarea acestui scop, banca promovează o politică monetară de țintire a inflației la nivelul de 5%, cu un interval de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale. Acest nivel este considerat optim pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Alături de promovarea politicii monetare, Banca Națională are mai multe atribuții importante în stat. Are dreptul exclusiv de a emite moneda națională, leul moldovenesc, și asigură necesarul de monedă pentru economie, păstrează și gestionează rezervele valutare ale statului, stabilește regimul cursului de schimb al monedei naționale, licențiază băncile și are grijă ca acestea să activeze conform normelor stabilite pentru ca cetățenii să poată beneficia de servicii bancare sigure și calitative.